campioni europeni la culturism. Bună, Damiana! Bună, bună tuturor! Cred că din cauza acelor porții foarte copioase, nici eu n-am putut să ajung la aceste performanțe. Mi-e și rușine să mă uit, dar haideți că vă arăt și vouă, haideți să vă arăt pe cine am eu astăzi aici. Uitați-vă puțin ce băieți extraordinari! Câtă definiție, ce mușchi, ce lucrătură! Dom'le, parcă sunt sculptați, jur! Bună dimineața, băieți! Văd că vă antrenați de zori. O să încep cu Dorel. Dorel Toma. Cât de greu ți este să ajungi la un astfel de fizic? Doar 28 de ani. Wow! 28 de ani? Doar partea de sus arată atât de bine sau practic tot ești atât de definit? În culturism ar trebui să arate tot, inclusiv picioarele, abdomenul, absolut. Putem vedea oare și picioarele? Da, bineînțeles. Wow! Wow! Practic este vorba de foarte, foarte mult antrenament, de foarte mult sacrificiu, foarte mult sacrificiu. Când ai mâncat ultima oară un tiramisu, uite, de exemplu? Nu știu, minte. Sincer, nu țin minte. Nici nu-i prăjitura mea favorită, dar nu țin minte. Poate o fi al lui Costin. Costin, și tu arăți extraordinar de bine. Vreau să le spui celor de acasă, dacă nu sunt prea indiscretă. Ce vârstă ai tu? 53 de ani. Sunt profesor în cadrul Universității de Petrolgaze din Ploiești, dublu campion european, și ne pregătim împreună pentru campionatul mondial. Este în cât... nu știu cu cine să... Sunt foarte multe... La 53 de ani toată lumea va avea așa. Deci trebuie să așteptăm. E o muncă orică în jur de 25 de ani de antrenament, foarte multă rigurozitate, antrenament, dorință foarte mare, ambiție, și se poate, fără probleme, absolut fără probleme. Trebuie să mergem mai departe, că mai avem aici, Codrin, vezi, ai grijă peste cine dai, deci bună dimineața, te rog să, nu știu, așa, ca bună să le arătăm dimineața celor de acasă, cât de, wow! Bună dimineața! Când ai mâncat ultima dată niște mici? Nu știu când. Cred că poate perioada pandemiei. Acum glumesc. Deci este... De foarte mult timp. Da, de foarte mult timp. Mai ales acum cum ne pregătim pentru competiții. Au trecut campionate balcanice, europene. Acum vin mondialele. Ne trebuie un regim adecvat pentru a merge la competiție. Ce mănânci tu așa într-o zi normală? N-aș vrea să știți. Multe ouă, piept de pui cât de mult, vită, pește, tot ce se poate. Tot ce mănâncă un sportiv, un culturist. Trebuie să știți că toți sportivii de aici n-ar ajunge chiar la performanțe uluitoare dacă nu ar fi fost și Gabi, care Gabi îi susține din spate pe toți cei de aici, și avem și fete. Bună, Fabiana! Spune-mi, care este următorul concurs? Când? Cum? Numai poate departe, vin și eu, nu știu. Numai departe de sâmbătă sunteți invitații noștri. Sâmbătă avem la Cluj campionatul mondial de juniori, iar peste două săptămâni cei mari se prezintă la campionatul mondial de la Santa Susana, unde sper să aducă cel puțin la fel de bune medalii cum au adus de la campionatul european, unde România a obținut un scor istoric, de fapt cel mai bune rezultate obținute la un campionat european de România. Trebuie să mergem repede, repejor, la o domnișoară care ea în acest weekend ne va reprezenta. Spune-mi, cum ajungi la, adică în cât timp ai ajuns la acest fizic? Foarte multe ore de antrenament, dietă, alimentație, cardio, multă muncă. Da, cu iubitul mai ai timp să te vezi? Nu am iubit. Deci asta e, domne, practic nu ai iubit și atunci ai timp de tine mai mult. Da, exact. Cariera mea sportivă. Și unde îți dorești să ajungi? Îmi doresc să ajung campioană mondială și îmi doresc să dau la Academia de Poliție. Bravo! Doamne ajută, așa să fie. Vreau în încheiere să le arătăm celor de acasă care ar fi o poziție de concurs. Adică să mă învățați și pe mine, dacă se poate cu toții așa, care e o poziție cu față, așa. Care este? Ia, învățați-mă o poziție. Ce? Ziceți. Abdomenul? Hai să încercăm cu mână. Ok, abdomen. La mine nu pot să vă arăt, așa că vă rog, priviți-i pe acești domni extraordinari, lucrați, bine făcuți.
Cam atât de aici, mă întorc la voi.